Trecerea în neființa unei persoane dragi întristează pe oricine, dar unii aleg să meargă ulterior să depună coroane de flori sau să le îngrijească, transformându-l într-o mică grădină cu flori, care să-i împrospăteze viața de apoi decedatului. Alți oameni aleg metode mai inedite de a-și aduce aminte de cei dragi. Piatra funerară este una digitală și arată imagini, videoclipuri și alt conținut digital atunci când sosesc cei dragi. Ai crede că odată ce mori poți scăpa în sfârșit de această lume în care totul este conectat la internet, dar o persoană din Rusia vrea să se asigure că rămâi conectat la rețea chiar și atunci când zaci nemișcat în mormântul tău. Prima piatră digitală funerară se numește Columbarium Digital. Aceasta este situată pe teritoriul Rusiei. Cine s-ar fi gândit că dacă tot s-au inventat ramele foto digitale, de ce să nu inventăm și un mini-televizor cu informații pentru cimitire. Este cazul unui bărbat din Rusia care a ales să doteze mormântul cu un televizor unde să poată fi privite imagini cu persoana decedată. Acest concept este denumit columbarium digital și este o criptă cu un adaos neobișnuit. Un inginer din Rusia este cel care a venit cu inedita idee și care a participat la construirea mormântului digital. Cu câțiva ani în urmă, bărbatul a brevetat ceea ce părea a deveni ulterior un monument digital. Acesta a povestit că ideea i-a venit în momentul în care bunica sa s-a stins din viață. Din cauza estompării memoriei, tatăl inginerului își aducea aminte vag despre mama sa, iar când acesta a murit, a decis să-i creeze un astfel de monument. După ce ideea a fost promovată mai departe în cadrul unei expoziții, reprezentanții crematoriului au luat în considerare ideea mai puțin obișnuită.